Reprezentanții PAS recunosc că numesc în funcții cheie membrii de partid, inclusiv în fruntea instituțiilor care trebuie să fie imparțiale în activitatea lor. Numirile din ultima perioadă i-au supărat pe foștii aliați ai actualilor guvernanți care anunță acțiuni de protest împotriva cumătrismului de la putere. Ministrul Justiției Sergiu Litvinenko recunoaște că în funcțiile cheie sunt promovați membrii ai Partidului Acțiune și Solidaritate. Una din numirile scandaloase din ultima perioadă este cea a conducerii Comisiei Electorale Centrale, angajații căreia nu pot avea apartenență politică. Deci PASF a desemnat 5 persoane, dintre care, da, erau, am crezut, care a fost aleasă președinte este membru, în rest am crezut că nu a fost nimeni membru. În același timp, ministrul Litvinenko spune că nu vede nicio problemă în astfel de numiri și insistă că nu doar reprezentanții PAS ocupă funcții de răspundere. Uitați-vă ce se întâmplă în alte părți. Da? Deci nu văd absolut nicio problemă, nu este absolut nicio ilegalitate. Este vorba despre un proces normal, din punctul meu de vedere, ceea ce s-a întâmplat și la CEC și în alte părți, dar ce nu vă uitați acolo unde, de exemplu, în anumite funcții sunt propulsate persoane care n-au nicio treabă cu partidul, de exemplu. Declarațiile ministrului sunt combătute chiar de foștii aliați ai PAS, care în fosta legislatură a Parlamentului au făcut parte din blocul acum. Președintele interimar al Platformei Demnitate și Adevăr, Dinu Plângău, insistă că funcționarii care vor să-și păstreze locul de muncă sunt obligați să adere la partidul de guvernământ. Pe măsură ce voi obligați oamenii să adere la PAS pentru a putea avea o funcție în stat, în aceeași măsură creați frustrări și ură din partea oamenilor care se simt neîndreptățiți, a scris politicianul pe pagina sa socială. Același lucru este susținut și de președintele Partidului Unității Naționale, Octavian Țicu, membru al locului acum în legislatura anterioară a Parlamentului. Aceste acțiuni, să știți, au generat o nebunie galbenă prin care funcționari publici, primari și alți reprezentanți ai puterii și guvernării adere sau sunt obligați să adere la PAS pentru a avea o funcție în stat sau pentru a se menține în aceste funcții. Cei doi foști aliați ai actualilor guvernanți constată că PAS se transformă într-un partid stat, sfidând toate normele democrației și aprofundând fenomenul corupției. Numirile la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, la Ministerul Afacerilor Interne, alegerea conducerii Comisiei Electorale Centrale și mai recent a Avocatului Poporului pun o pată de credibilitate și integritate asupra guvernării PAS, care alunecă tot mai mult spre instaurarea unei republici a cumătrismului. Cumătrismul, trucarea concursurilor și numirea funcționarilor publici de stat după criteriile de partid, este o formă a corupției, împotriva căreia s-a ridicat Maia Sandu și PAS în campania electorală. Nu există democrație când absolut toate concursurile publice sunt câștigate de oamenii afiliați partidului de guvernământ. Mai departe, ce vor fi câștigate licitațiile doar de oamenii din PAS, pentru că așa a decis poporul pe 11 iulie, vă rog schimbați abordarea cât încă puterea absolută nu s-a ridicat la cap. Construiți democrație, nu partid-stat, i-a îndemnat Dinu Plângău pe foștii săi colegi de coaliție. În această ordine de idei, Octavian Țicu anunță pentru finele acestei săptămâni un protest împotriva politicilor promovate de Partidul Acțiune și Solidaritate. Condamnă numirile în funcțiile publice pre criterii de partid și politizarea celor funcții care necesită a fi imparțiale și competente. Nu putem accepta ca în spatele așa zisei lupte cu dezoligarhizarea să cadă instituții după instituții în mâinile Partidului de Guvernare. Partidul Unității Naționale anunță primul flash mob de protest, flash mobul Stop Cumătrismul. De la preluarea puterii în stat, Partidul Acțiune și Solidaritate a promovat în funcții cheie mai multe persoane apropiate formațiunii sau rude ale președintelui Maia Sandu. Ultima desemnare a avut loc joi în Parlament, în funcție de avocat al poporului, fiind desemnată după un concurs formal, fostul avocat al șefului statului, Natalia Moloșag.